Sindicatele din cartel Alfa au început protestele. Nemulțumiți de creșterea inflației și de traiul tot mai greu, sindicaliștii au ieșit în fața prefecturii pentru stoparea creșterii prețurilor și majorarea pensiilor și salariilor. Alături de filiala cartel Alfa Bacău au fost și sindicaliști din alte județe. Inflația a depășit 16%, iar salariile nu au crescut. Cerem guvernului imediat să găsească soluții. Să crească salariile! Vrem salarii europeni! Vrem salarii decente! Felicităm guvernului de blocarea negocierilor colective! Nu mai avem contracte colective la nivel de sector de activitate! Nu mai avem contract unic la nivel național! Iar contractele la nivel de unități nu se pot negocia, neavând o bază legală. Vrem soluții imediate! Solicităm guvernului să aplice fără discriminare legea 153, legea bugetului de stat. Pentru ei au găsit bani să le crească salariile. Pentru mii de oameni nu sunt. Vrem salariu minim european, nu sărăcie! Dacă guvernanții noștri nu vor găsi soluții imediate, companiile din România vor intra în faliment, iar mii de oameni vor trăi la limita existenței. Vrem salarii decente, nu precaritate! Vrem aplicarea legii. Dacă se aplică legea 623 sau 127, nu avem nevoie de pomană. Că noi ne-am plătit pensia. Pensia e a noastră, banii noștri. Astăzi, specula aceasta din energie a dus la un tevăluc ce nu s-a mai găsit în România de prin anii 2000. O avalanșă a creșterilor de prețuri, mai ales la alimentele de bază, cele care sunt necesare să le pui oamenilor la masă. Serviciile s-au scâmpit. Se frică și groază că-ți vin facturile la energie și la gaz. De ce? Pentru că ai noștri guvernanți nu interesează decât să-și bage bani în buzunar pentru ei și nu pentru ei. Am ieșit astăzi în stradă să cerem doar 4 puncte. În primul rând, stoparea prețurilor la energie și revenirea lor la prețurile din 2019. Am ieșit astăzi în stradă pentru creșterea salariilor și creșterea pensiilor. Dar acelor nevoiași, acelor care au muncit peste 35 de ani. Oamenii sunt nemulțumiți de scumpirile din ultima perioadă și de salariile mici. Suntem de Republica Moldova, suntem invitații acestui eveniment. Săptămâna trecută între Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Sindicală Cartel Alfa a fost semnat un acord de colaborare și la invitația președintelui filialei Bacău am fost invitați să-l susținem la acest eveniment de solidaritate, această caravană, prin faptul că și noi vom depune o cerere de aderare la sindicatele europene și ne dorim ca salariul, deci salariaților din România să fie echivalent cu salariul minim al salariaților din Uniunea Europeană, să fie respectate cerințele de securitate și sănătate a muncii, să fie create condiții decente de muncă, protecția salariaților să fie la un nivel european. În principal, nemulțumirile noastre se referă tot la aplicarea legii unice a salarizării, iar pe lângă acestea, nemulțumirile întregii confederații sunt cele care țin de prețuri, în special de inflație, de prețul la gaz, la curent, de alimente. Salariile noastre rămânând aceleași, este din ce în ce mai greu să facem față, să rezistăm, să trăim decent. Nu vrem lux, vrem să reușim să trăim decent și să reușim să ne descurcăm normal. Am dorit să se mai îmbunătățească ceva. Încercăm
să o ducem mai bine cu ce avem. Și de asta am venit, cumva să să schimbăm ceva, cumva să nu reușim să sărăcim de tot și să ne facem auziți. Printre sindicatele care au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile sunt angajații din poliție, penitenciare și profesorii universitari. Sindicatele afiliate la filiala Cartel Alfa Bacău protestează în fața prefecturii, unde este reprezentatul guvernul în teritoriu, pentru stoparea creșterii prețurilor la energie, la gaze naturale, la alimentele de bază, pentru deblocarea negocierilor colective, pentru aplicarea integral și fără discriminare a legii 153, legea bugetului de stat, și pentru o viață mai bună. Suntem nemulțumiți pentru că în 2 ani de pandemie nu s-au putut negocia contracte colective de muncă. Noi ne-am făcut datoria, chiar unii dintre noi au fost în linia întâi, unii s-au îmbolnăvit, alții au și murit la datorie, la serviciile lor. Și guvernanții noștri cu cine răsplătesc? Cu taxe și impozite mai mari, cu creșterea prețurilor necontrolat de mult. România este o țară care produce energie și are capacitate. Nu înțelegem de ce guvernanții noștri nu găsesc soluții. Salariile sunt cele mai mici din Uniunea Europeană. 1500 de lei. Nu putem să trăim decent, să ne creștem familiile, copiii, să educăm, să-i trimitem la școală, să-i îmbrăcăm, mai ales că va veni o iarnă în care facturile la energie și la gaze naturale vor crește necontrolat. Deci noi astăzi am ieșit în stradă, sindicatele afiliate la Cartel Alfa Bacău, sindicatele la Compania de Apă, de la Poliție, de la Penitenciare, profesorii universitari, toți suntem nemulțumiți pentru că guvernanții noștri nu găsesc soluții imediate, așa cum au găsit, de exemplu, Statele Unii Europene, Germania, a mărit salariul minim cu 15% începând cu 1 octombrie. Da? Acolo se pot găsi soluții imediate, pe când la noi guvernanții noștri se ceartă între ei, în loc să găsească soluții imediate ca nivelul de trai să crească. Salariații sunt nemulțumiți de ani de zile. De ani de zile ni se promit lucruri, de ani de zile ni se modifică că vor schimba legea dialogului social, că vom avea un contract unic la nivel național care să fie o bază minimală de unde să putem negocia la nivelul de unități și să plecăm la o negociere colectivă. Și dialogul social, nu avem parteneri cu care să discutăm, să ne așezăm la masă. Ceea ce noi spunem și transmitem la guvern prin Comisie de Dialog Social, prin reprezentanții sindicatelor, nu sunt luate în considerare. Sperăm să găsim soluții imediate. Astfel de proteste vor avea loc în mai multe județe din țară. Apoi va urma un protest la București pe 20 și 21 octombrie. Acest protest va fi pe două paliere, pe două fronturi. Unul pe regiunea Moldova și Dobrogea, plecând acum din Bacău cu o caravană către Galați. Mâine vom protesta la Galați, după care la Ialomița și ne mergem către București. La fel și colegii noștri din zona de sud și vest a României, Ardealul și Oltenia, vor picheta la Zalău, astăzi la Deva și la Râmnicu Vâlcea, după care vor pleca în caravană către București, unde pe data de 20 și 21 vom picheta la guvern și la Ministerul Muncii. Din Confederația Cartel Alfa face parte și Sindicatul Angajaților Companiei de Apă Bacău, angajați care au ieșit în stradă de mai multe ori pentru a-și spune nemulțumirile. Deși directorul general și-a dat demisia, discuțiile cu sindicatul se poartă tot cu actuala conducere. Este actuala conducere, a fost numită de către Consiliul de Administrație doamna director general interimar. În această perioadă s-au fac demersuri pentru a derula procedura de selecție, da? Și sperăm că până la sfârșitul anului să avem ori o nouă conducere, ori să rămână conducerea actuală. Cred că cu siguranță noi la sfârșitul anului, în decembrie, vor trebui să negociem contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și va trebui să avem partenerii pentru a negocia contractul. De 2 ani de zile la CRAB nu s-a negociat contract colectiv de muncă. Am avut o creștere salarială anul acesta în 3 etape de 11% și am mai mărit tichetele de masă cu 5 lei, la 25 de lei. Sperăm, nu acoperă inflația. Inflația este 16%, nici măcar nu acoperim inflația. Sperăm că la negocierile care o să le avem în decembrie
să obținem mai multe venituri. Astfel de proteste vor continua, spun sindicaliștii din Cartel Alfa, nemulțumirile angajaților ajungând la cote maxime.